Domnule deputat, sunteți la primul mandat. Anterior ați lucrat exclusiv în mediul privat. Ce v-a determinat să treceți din zona afacerilor în zona parlamentară? Nu mi-am dorit efectiv să intru în sistemul de stat până în momentul în care am văzut că a mei copii au crescut. Și atunci, dat fiind că România este o țară europeană și în Uniunea Europeană în acest moment, am gândit că este necesară o implicare mai activă pentru a le oferi cumva un viitor în România. Discutăm mult despre o reformă în România și discutăm de foarte mult timp. Și atunci am decis să fac pasul, să-mi aduc aportul la viața publică a României. Ați lucrat foarte mult în Marea Britanie. De ce ați plecat în Marea Britanie și de ce v-ați întors în România? Am revenit în țară undeva când România intra în Uniunea Europeană, din motive personale. Nu pentru că am văzut cumva o schimbare majoră în țară, au fost motive personale pentru care am renunțat la pozițiile și ceea ce viața din Marea Britanie, revenind în țară când a mei copii erau mici. De asta și mai devreme m-am povestit și am explicat intrarea efectivă în politică a fost motivul viitorului pentru copii, în mod special. Sunteți deputat de Bacău. Ca membru USR, care sunt proiectele legislative cele mai importante pentru această sesiune parlamentară? După cum știe toată lumea, Moldova are nevoie de autostrăzi. Principalele proiecte țin de partea de infrastructură și de asemenea de educație în Moldova. Pentru Bacău, și știți destul de bine, avem prins în PNRR autostrada A7, care, denumită și coloana vertebrală a Moldovei, va uni Bucureștiul, capitala țării, cu zona de nord-est, Bacău, până la Suceava și Vama. De asemenea, deoarece sunt și vicepreședinte al Comisiei de Transporturi și Infrastructură, urmăresc îndeaproape evoluția proiectelor și avem autostrada A13 care leagă Brașovul de Bacău, de asemenea un punct foarte important pentru dezvoltarea județului Bacău, m-ați întrebat în mod special de Bacău. Cu privire la educație, cum am menționat mai devreme, în județul Bacău avem o rată foarte mare a abandonului școlar. Și atunci mă preocupă foarte mult cum putem aduce fonduri și de asemenea sunt în PNRR fonduri pentru reducerea abandonului școlar. Și de asemenea, cred foarte mult că a putea să ne dezvoltăm pe educație, ar trebui să depolitizăm tot ce înseamnă educație. Și astfel țin o legătură apropiată cu sistemul de învățământ, cu școlii, directorii și chiar inspectoratul școlar din județul Bacău. Ați văzut sistemul din Marea Britanie. Ați vorbit de depolitizarea educației. Ce înțelegeți prin depolitizarea educației, gândindu-vă la ceea ce ați văzut în Marea Britanie? Comparând cu Marea Britanie, în primul rând, mi-aș dori să avem directori, nu numiți, ci aleși pe bază de concurs, pe baza unui plan de management, pe baza unor criterii. Efectiv să vedem niște rezultate. Atâta timp cât vom avea, în mod special, numiri pe aceste posturi, nu cred că vom avea performanță și un interes real a directorilor cu privire la unitățile de învățământ pe care gestionează. Acești directori însă, ei depind în mare măsură de bugetul pe care îl acordă ministerul, depind foarte mult de asemenea de primarul localității în care se află școala. Credeți că e suficient doar să depolitizezi? Gândiți-vă că interacționează cu aceste mecanisme care sunt eminamente politice. De acord cu dumneavoastră. Nu este suficient să depolitizezi. Dar ai nevoie de oameni competenți pe partea managerială pentru a implementa proiecte, de asemenea pentru a fi interesați să meargă să discute cu primarul, Consiliul Local care aprobă bugetul efectiv și dacă nu avem oameni cu un plan de management, atunci ei nu vor fi interesați să tragă de mână primarul efectiv să aloce sume de bani pentru investiții în unitățile școlare. Asta este un aspect foarte important. Da, dacă la nivel de Consiliu Local și vedem administrație locală, să spunem, în bugetul local sunt prinse diferite sume, aparatul primăriei este cel care cumva împinge acele proiecte
și mai ales faptul că discutăm despre studii de fezabilitate foarte în proiecte tehnice. Pentru a avea o maturitate și a investi bani în unități de învățământ, avem nevoie de aceste studii. Dar dacă nu este o colaborare între un manager competent, nu numit, ci a ajuns acolo bază de concurs, nu putem avea un interes real pe dezvoltarea acelor unități de învățământ sau acelei unități de învățământ. Mi-aduce aminte ceea ce a spus de un curs de management în care se spunea că orice plan este mai bun decât absența unui plan. Pentru că un plan, chiar și un plan prost, poate fi corectat, dar dacă n-ai niciun plan, atunci nu ai ce să corectezi. Ați fost în Marea Britanie, ați văzut cum se fac afacerile acolo. Care este diferența, dacă este să vă uitați în România? Adică ce nu merge aici de ne mișcăm atât de greu? Cu privire la antreprenori, dacă ne referim la antreprenori, încă avem o birocrație foarte stufoasă. Multe hârtii, multe documente pe care trebuie preluate anual, depuse fizic, încă nu avem, chiar dacă am avut 2 ani de pandemie, nu am trecut într-un sistem digital. Și probabil următorii 2-3 ani va fi foarte greu, cred că la nivel legislativ avem legi care ar putea fi implementate. Dar practic, implementarea programelor, proiectului și a intrat mai puțin interacțiune fizică și online, pentru că suntem în secolul 21, nu avem acces în România. Documentația, de exemplu, Marea Britanie, la ora actuală, se face în online. În România trebuie să mergi fizic. De la un banal buletin, carte de identitate, la un pașaport sau alte documente. Asta este un aspect. Doi, al doilea aspect e vorba de fondurile publice. Dacă este adevărat că există și în România o formulă prin care firmele teoretic au acces la diferite contracte. Sistemul britanic, funcționând de mai mulți ani și o experiență în această parte, în general contează mai mult să participi la licitații, să ai pe lângă scrisoarea de bune intenții, să ai și recomandări, da? Și numai prețul cel mai mic care predomine în România să câștigă licitații doar, sau în mod special cei care prezintă prețul cel mai mic și nu ne uităm după calitate. Deci spuneți că în materie de afaceri în România, faptul că se exagerează cu acest criteriu prețul cel mai mic, în realitate proiectele sunt de slabă calitate. Da, și am să vă dau cumva, încerc să vă dau un exemplu, dacă ne uităm la contractele de pe partea de infrastructură și autostrăzi, ar putea fi, așa cum a ridicat problema în discuțiile care au avut la CNAIR, în ședințele respective, de ce nu împărțim diferite tronsoane pe mai multe loturi. Și astfel putem contracta, sau veni firmele să participe și la rândul lor să subcontracteze alte firme. Dacă ne uităm în sistemul nostru, găsim în general aceleași firme foarte mari, care preiau contractele și multe ori au 2-3 contracte la nivel de autostrăzi, dar nu au în spate infrastructura necesară să duc contractele până la capăt. Și vedem utilaje care la un moment dat le găsim în partea de nord-est a țării, mutate la 2 luni în partea de sud-est a țării, și de astfel contractele în mod special nu progresează. De fapt, spuneți că firmele nu au putere economică, nu au putere financiară, echipamente ca să susțină proiectele pe care le câștigă. Da, și nu numai asta. Dat fiind că este un istoric, iar statul român demonstra că este în general rău patnic și transferă sumele contractate foarte târziu, atunci și firmele serioase nu mai participă la licitații. Pentru că în condiții care intră în un contract, l-ai respectat, ți-au venit, este verificat, scos rezultat și tu nu ești plătit, normal că tu ai să te transferi și nu mai participi la acele licitații pentru că tu ai pierderi. Orice sumă restantă înseamnă pierderi pentru companie privată. Iar o companie privată vine, participă la licitație și asumă contractul, discutăm de companiile serioase, da? Finalizează, așteaptă transferul de bani, se mută mai departe. Pe când la noi există un istoric și din partea statului, nu numai a companiei private, când statul a fost rău platnic. Și asta este unul din motivele pe care le regăsim cumva în situația generalizată pe care o avem astăzi. Sunteți deputat de Bacău.
Care sunt cele mai importante probleme pe care vi le ridică cetățenii atunci când mergeți la sfârșitul săptămânii și discutați cu ei la biroul parlamentar? Pe lângă problemele uzuale cu privire la prețurile care au crescut în ultimul timp foarte mult, facturile care au venit, discuții în mod special pe temele pe care m-am axat în acest mandat, cu privire la infrastructură, dar și siguranță rutieră. Iar aici am depus un proiect de lege anul trecut, este încercuit acum, proiect care eu sunt inițiator și chiar am avut întâlniri, două, trei întâlniri în ultimele săptămâni cu reprezentanții școlilor de șoferi, interesați de schimbarea metodologiei cu privire la predarea în școli de șoferi, schimbarea programei existente la nivelul școlii de șoferi și am întâlniri pe partea de educație, la nivelul directorilor. Probleme, toată lumea dorește mai multe fonduri. Și pe lângă fonduri, ai nevoie cumva de o continuitate a proiectelor și a implicării. Și aș vrea să vă ridic aici un aspect foarte important. Tot m-ați întrebat mai devreme, cu raportându-ne la Marea Britanie, diferențe, asemănări. Există un contact permanent în Marea Britanie între aleși și cetățeni, ceea ce mi-aș dori să-l avem și la noi. Este adevărat că am întâlniri la nivel de circumscripție cu cetățenii. Aș dori să fie, mai ales acum că am ieșit din pandemie și s-au ridicat restricțiile, acest contact să fie mai des și cu mai multă substanță, pentru că de asta am candidat să aduc și să reprezint cetățenii băcăoane și cetățenii români în Parlamentul României. Dar acest lucru, pentru a avea cumva rezultate finale, este nevoie de un contact permanent la nivel de circumscripție, în mod special. Și de asta suntem aici și voi fi întotdeauna deschis pentru întâlniri și discuții pe orice temă. Înțeleg că cetățenii nu vin la birou parlamentar pentru că oricum și în România există această obligativitate de a fi la sfârșitul săptămânii la biroul parlamentar. Unii parlamentari au două, trei birouri parlamentare, depinde de circumscripție. Dar la Bacău nu vin? Vin cetățenii la cabinetul parlamentar, avem discuții, aș fi vrut să fie mai des, să ridice întrebări cu privire la ce se întâmplă în Parlament, cu privire la proiecte de lege. Interesul să fie mult mai mare. Pe care este tipul de întrebări care vi se pun? Adică ce vor să știe? Sau vin doar cu probleme personale? De multe ori vin, în general vin cu probleme personale, dar reușesc cumva să adun, exact cum v-am spus mai devreme, cu privire la școlile de șoferi, la programa școlară. Aș fi vrut cumva să dea mai multă atenție la proiectele legislative pe circuit. Este adevărat, este slujba sau datoria aleșilor să facă acest lucru. Dar întrebări mai punctuale, mai de interes, cu privire la salarizări, la pensii, la educație, aș vrea mai multe dezbateri. Ce am observat la noi, avem undeva alegerile o dată la 4 ani, și așteptările din partea cetățenilor sunt, ok, ai fost ales, tu trebuie să-ți faci treaba. De acord. Dar un contact mai des, mai punctual, dezbateri, interacțiuni, sunt necesare. Da, am trecut 2 ani de zile, cum a spus și dumneavoastră, sunt la primul mandat, 2 ani de zile în care m-am stat în restricții, am în plan, efectiv, nu numai să mă întâlnesc cu cetățenii la cabinetul parlamentar, efectiv să merg în parcuri sau cumva să anunț prezența mea în diferite localități din județ, pentru că este nevoie de această interacțiune de care v-am spus mai devreme. Ați fost atâta vreme în Marea Britanie, ați stat peste 10 ani. Ce ați dori să transferați din experiența britanică în România, în legislație, în comportamentul autorităților față de cetățeni? În primul rând, seriozitatea. Avem o lege care trebuie respectată de către toți cetățenii români. Și aș vrea să vă spun despre proiectul care am depus cu privire la siguranța auto. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care nu avem un sistem de monitorizare a traficului rutier și de constatare automată a baterii rutiere pe drumurile publice.
Asta mai scurt și pe înțeles tuturor, e vorba de camerele radar fixe și în același timp din monitorizările anumitor tronsoane de pe drumurile publice. Camerele radar fixe nu fac diferențe între un ales, un parlamentar sau un cetățean. Poate de-aia nici nu sunt. Da, este o lupă fenomenală care se dă la Parlament și nu se vede, discuții foarte aprinse, dar acolo trebuie să ajungem. Am spus seriozitate. Atunci când tu ți-ai asumat un plan, trebuie să vii înapoi și să fii în contact permanent. Propuneri. De exemplu, când am candidat, am pus pe masă și am promis că vom implica pe partea de educație, pe partea de infrastructură și pe partea de agricultură, de exemplu. Și chiar dacă domeniile principale pe care mă axez acum, de exemplu, agricultura nu este un... Asta nu înseamnă că prin activitatea mea nu trimit întrebări către Ministerul Agriculturii și discutam aici cât la sută din partea noastră de terenuri arabile este irigată. Știți că avem o problemă cu importurile de carne, lapte, fructe și legume, da, de exemplu. Adică, din poziția pe care o dețin, pot să reprezint cetățenii, să întreb ministerele, partea executivă, programele, măsuri, să informez de asemenea. Iertați-mă, dar sunteți membru USR. USR-ul a elaborat PNRR-ul. PNRR-ul nu are niciun fel de referiri la irigații. Aveți idee de ce? În momentul când a fost depus PNRR-ul, s-au consultat toate ministerele. Deci cred că această întrebare trebuie adresată coaliției de guvernare, care așa atunci la putere pe ministrul Oroș, dacă nu, pot răspunde. Dar de asemenea, în acest moment sunt fonduri prin Pactul Agricol European, da, care pot fi accesate de România. Cred că se vorbește mult, se face puțin. M-ați întrebat ce este de adus din Marea Britanie. Seriozitate și asumare. Pentru că dacă v-aș spune acum de responsabilitate, cuvântul a fost așa de mult uzitat, probabil că și-a pierdut esența. Da, un ales, o funcție asumată. Mă prezint prin ceea ce fac, prin ceea ce spun, prin ceea ce susțin în fața alegătorilor. Și asta trebuie să fie, să ajungem și noi ca români la un nivel, cum să vă spun, a mândriei naționale, prin oamenii pe care îi alegem, stând lângă ei. Dumneavoastră, ca locuitor în Marea Britanie, știați cine este parlamentarul care era legat de zona dumneavoastră? Sigur. Și chiar am fost într-o discuție cu cei reprezentant în circunscripția respectivă. Am dat un telefon, așa cum și eu am pe site-ul meu numele telefon și contactul, și am avut o întâlnire la 3 săptămâni. După momentul în care am sunat. Aceeași lucru aștept și eu de la Băcăoani, să intre în contact, să ne întâlnim, să discutăm. Orice temă este binevenită, da? Orice temă de interes personal sau public, dar cu atât mai mult aș dori să discutăm punctual pe proiectele de lege care sunt acum la Parlament sau proiecte care pe viitor pot fi depuse pentru a îmbunătăți efectiv legislația în vigoare.